te-ai gândit să procedat? Te dai drept doctor? Cum racolai pacienții? În casa din Constanța, tânărul își făcuse un adevărat cabinet medical. De acolo, polițiștii de la crimă organizată din Mehedin ți-au ridicat 50 de foi de observații ale pacienților, dar și facturi și chitanțe de expediere și colete care conțineau tratamente naturiste pe care, așa zisul doctor, urma să le expedieze contra cost. Ca să-și atragă victimele, tânărul și-a făcut mai multe conturi de utilizator pe site-uri specializate în tratamente și sfaturi medicale pe care se recomanda drept doctor. În perioada iunie 2011-iulie 2012, învinuitul a creat mai multe pagini web și prin intermediul acestor date informatice, folosindu-se de calități mincinoase, medic-neurolog, învinuitul consilia și oferea spre vânzare diverse tratamente, inducând astfel în eroare și cauzând prejudiciu. Spre exemplu, un pacient îl întreabă pe falsul doctor cum își poate îmbunătăți capacitatea de memorare. Răspunsul individului a venit imediat cu o trimitere la pagina personală, unde urma să achite factura pentru tratamentul necesar îmbunătățirii memoriei. Ofițerii de la crimă organizată au urmărit activitatea tânărului doctor după ce au primit plângeri de la pacienții din Mehedinți care au fost păcăliți. Individul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează ca procurorul să decidă dacă va fi prezentat judecătorului cu propunerea de arestare preventivă pentru fraude informatice.